Pacea Domnului Iisus Hristos. Mă numesc Elisabeta Lăcătuș și am 56 de ani. De copil am crescut fără tată. Tatăl meu a părăsit-o pe mama și am crescut cu bunicii și cu mama în casă. Și bunica mea era o femeie credincioasă. De la ea am început să învăț, să mă rog, și de mic copil, aveam 2-3 anișori, deja știam să mă rog și mă rugam în fiecare seară când mă culcam. De multe ori adormeam rugându-mă. Eram cam de vreo 9-10 ani când mama mea s-a întors la Dumnezeu și a început să mă ducă și pe mine la adunare din când în când, mergeam, deci mi-a plăcut foarte mult. Chiar mă rugam și eu și de multe ori Dumnezeu îmi răspundea la rugăciuni. Dar cu timpul am crescut și am ajuns la liceu. La liceu am avut colege care mergeau la discotecă, se machiau, am început și eu să urmez calea lor, calea lumii și m-am depărtat de Dumnezeu. Și i-am spus mamei mele, sunt tânără, vreau să mă distrez, mai târziu, când o să îmbătrânesc, o să mă pocăiesc și eu. Și chiar aveam vreo 18-19 ani, când am avut un vis. Deci mi-a vorbit Dumnezeu un vis și mi-a spus, tu trebuie să te pocăiești și să te căsătorești cu un băiat. Mi-a zis numele la un băiat. Și dimineața când m-am trezit, i-am spus mamei mele visul și i-am zis, uite cum am visat. Și mama a zis către mine, vai dragă, tu trebuie să te pocăiești, întoarce-te la Dumnezeu și vezi că băiatul ăla e bun, e pocăit și cu minte și o să-ți fie bine cu el. Vai, zic, ce blegul ăla îmi trebuie, mie nu-mi trebuie pocăiești, eu nu mă pocăiesc. Și am renunțat. Am plecat cu mama mea în Arad, unde aveam un verișor și am început să lucrăm acolo. Și acolo am cunoscut un bărbat cu care am stat și împreună și am avut o fetiță. El a murit într-un accident și eu am venit, m-am întors înapoi în zona Clujului cu mama mea și am crescut fetița împreună cu mama. Mama mea ducea fetița mea deja de la 2-3 anișori, a început să ducă fetița mea la biserică cu ea și fetița mea avea 2-3 anișori și se ruga atât de frumos. Îmi era chiar drag de ea, dar eram foarte împietrită. Știam că e calea adevărată, dar nu mă puteam întoarce pentru că eram prea prinsă în lume, în mizeriile lumii. Și fumam foarte mult, îmi plăceau chefurile, distracțiile, aveam prieteni, prietene cu care mă distram împreună și nu aveam gânduri să mă întorc la Dumnezeu. Fetița mea avea cam vreo 10 ani când într-o zi am găsit-o. Se ruga, era în genunchi și așa sprijinită de pat și eu veneam de undeva și am găsit-o în casă rugându-se, deci nu a auzit când am intrat, era vară și era ușa deschisă și nu m-a auzit când am intrat și am văzut-o pe pat, plângea în hohote și striga la Domnul Iisus după ajutor și așa spunea în rugăciune, Doamne Iisuse, ai milă de mami, că e pe calea pierzării, Iisuse, adu-o pe calea ta cea sfântă. Și în clipa aia când am auzit-o, cum plângea în hohote și am văzut lacrimile, cum îi curgeau și roaie pe obrajii ei, am căzut la pământ și în clipa aia s-a întâmplat ceva cu mine. În clipa aceea am căzut în genunchi și am început să plâng și
Mi s-a luat un vâl de pe ochi, de pe minte și am înțeles că există Dumnezeu și care mă iubește și eu sunt păcătoasă și eu, un adult, nu sunt în stare să mă rog pentru mine și fiica mea, care e un copil, se roagă pentru mine. Și atunci am strigat la Dumnezeu și am zis: Doamne, milă de mine că sunt păcătoasă și zic: Doamne, scapă-mă de fumat. Fumam 2 pachete la zi. Și a doua zi dimineața, când m-am trezit, primul lucru, am aprins țigara. Și când am vrut să trag un fum din țigară, am început să întușesc atâta de tare că îmi curgeau și lacrimile și am început să vomit. Îmi venea să vomit. N-am mai suportat fum de țigară. Am stat câteva minute, iarăși am aprins-o. Tot așa mi s-a întâmplat toată ziua, n-am putut să fumez deloc. A doua zi la fel, n-am putut să fumez deloc. Deci așa m-a ținut domnul 2-3 săptămâni și din clipa aia n-am mai putut să fumez. Lăudat să fie Dumnezeu. Și am început să merg la biserică. Mi-am schimbat ținuta pentru că umblam foarte sexy, umblam cu mini, cu pantaloni scurți, scurți, cu decolteuri, foarte machiată. Din clipa aia mi-am luat rochie lungă, batic în cap, nu mă mai machia și am început să citesc Biblia zi și noapte. Citeam Biblia, capitole întregi, și așa mi s-a descoperit Dumnezeu în cuvânt și nu mă mai săturam citind și rugându-mă și atâta eram de bucuroasă, slăvit să fie Dumnezeu. Și așa a fost întoarcerea mea la Domnul și sunt foarte fericită și mulțumesc Domnului că s-a îndurat de o păcătoasă ca mine și m-a scos de acolo din groapa pieirii și m-a făcut copilul său. După 7 ani, după ce m-am întors la Dumnezeu, fiica mea s-a îmbolnăvit foarte grav. Deci, așa vărsa de 2-3 ori pe an, vărsa câte o zi, două, și-o durea capul și vărsa un fel de lichid galben-verzui. Și apoi tot am mers pe la medici cu ea și toți mi-au zis că are gastrită, că are rană în stomac, probleme cu stomacul și atâtea tratamente de stomac i-o dat, că stăteam cu ea prin spital în zile întregi și făceau tot felul de analize. Și după 7 ani, într-o seară, a căzut jos fiica mea și atâta m-a speriat de tare și am strigat la Domnul. Și-am sunat la ambulanță și-a venit ambulanța și ne-a dus la contagioase și-a fost suspect de meningită. Și fiica mea era în coma și mi-a zis că medicii, că și dacă se mai trezește, nu mai are șanse, o să rămâie legumă sau ceva. Dar slăvit să fie Dumnezeu că s-a trezit, și-a revenit, nu a fost comă profundă, și-a revenit din comă și e tot așa m-am fricat, că, deci copii cu meningită o să rămână cu sechele. Și nu-i găseau microbii, că tot i-au luat analize și nu au găsit microbul ăla de meningită și nu înțelegeau nici medicii nimica și ea s-a trezit din comă și vorbea cu mine și plângea. Deci, din cauza tumorii, a ajuns, până la urmă s-a depistat că are tumoare, dar din cauza tumorii, deci ea a orbit și o a surzit. Și nimeni nu știa deocamdată că ea are tumoare canceroasă pe creier. Și ea nu mai vedea și mă striga tot timpul și plângea: Mami, mami, nu văd, vreau să văd unde ești. Trebuia să îi prind mânuța ei, mâna ei în mâna mea și stăteam așa toată ziua. Și așa s-a întâmplat, deci până într-o noapte eram la reanimare cu ea, la contagioase în Cluj. Și într-o noapte, așa pe la vreo 2, aud că mă strigă: Mami, mami. Eram singură într-un salon la reanimare. Am aprins lumina și m-am dus la patul ei. Erau paturile aproape unul de altul. Și când am văzut-o,
Am rămas așa uimită, am știut că s-a întâmplat ceva. Am văzut, îi strălucea efectiv fața și a plângea, dar de bucurie. Și o către mine, mami, cine sunt eu să-mi vorbească Dumnezeu? Și era noptiera aia, dacă întindea mâna, ajungea pe noptieră cu mâna și acolo era o grămadă de medicamente. Și au zis că au auzit o grămadă de voci batjocoritoare care strigau și râdeau de ea, ha, 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 e surdă și oarbă și Dumnezeu nu te mai iubește și o să mori, oarbă, surdă, tot așa ziceau. Și ea plângea. Și o zis că dintr-o dată au auzit o voce puternică care au zis, locul vostru în iazul cu foc, așa poruncitoare. Și o zis că vocile alea au dispărut. Și au zis că vocea aia dintr-o dată i s-a adresat ei așa caldă și blândă. Și au zis, fica mea, chiar dacă ești oarbă și surdă, să merită să rabzi și încă puțin, că te voi lua în cer, unde am un loc pregătit pentru tine și în curând vei fi cu mine. Încă puțin. Și din clipa aia, fica mea, deci nu mai plâns, nu mai avea un zâmbet așa și o pace pe față, că eu am rămas uimită de ea și toată lumea mă întreba, ce cu fata asta? Și acolo, la oncologie, toată lumea zice, fata asta are ceva în ea. Chiar nepocăiții îmi spuneau, fata asta are ceva, e ceva cu ea, are o lumină, nu știu ce e cu ea. Chiar la oncologie, după ce am ajuns, doamna care ne ducea cu liftul a venit la noi în salon că vedea că merg cu ea, îi făceam radiație și ne ducea cu liftul și a venit după ce și-a terminat orele, a venit la noi în salon și a zis către mine, doamnă, vreau să vă întreb, că ducându-mă cu liftul mă întreba, mai aveți copii? Nu. Soțul, părinți? Zic, nu, nu pleca la domnul toți. Și o venit în salon la mine, zice eu, toată ziua numai la dumneata m-am gândit, doamnă. Zice, ce te ține pe picioare? Că nu mai ai pe nimeni, numai fata asta. Și fata asta, zice, îi așa cum îi. Pe moarte, o zic către mine. Și atunci ne-a văzut Biblia pe noptieră și zice, doamnă, acum înțeleg cine te ține. E Domnul Dumnezeu care îți dă putere să stai pe picioare, mărit să fie El. Și deci fica mea a fost dusă la tomografie și s-a aflat că are tumoare canceroasă pe creier, pentru că nu-i găseau microbul meningitei. Așa am ajuns la oncologie, i s-a făcut RMN, chiar am stat de vorbă cu chirurgul doctorul Florian și mi-a zis că e inoperabil pentru că are o tumoare foarte mare pe centri vitali și se crede că așa s-a născut cu o bucățică de carne canceroasă pe acolo la nivelul creierului și mi-a zis că e inoperabil, e foarte riscant, o că dacă vreau, el încearcă. Și am fost atâta de egoistă ca mamă, cu toate că Dumnezeu i-a vorbit. Și am zis că vreau să o păstrez mai mult, cât mai mult, cu mine. Și ne-am sunat la păstorul de la biserică și a venit cu fica lui și m-a dus la un vas de lucru, la o soră prorociță, Dana Bere din Cluj. Și Dumnezeu mi-a vorbit și acolo. Văd că nu pot să înțeleg lucrarea lui, că sunt arată ca mamă. Dar în decursul anilor voi înțelege lucrarea lui și mă voi bucura. Și fica mea era pregătită pentru cer și Domnul a hotărât ca să o duc acasă, să nu se mai murdărească. Și eu am fost atâta de egoistă în dragostea mea de mamă. Am vrut să o țin cât mai mult lângă mine. Și am fost de acord cu operația, am întrebat-o și pe ea, pe Ingrid. Așa o cheamă pe fica mea Ingrid. Am întrebat-o și pe ea dacă e de acord cu operația și mi-a zis că e de acord. Și am trecut prin operație. A durat 9 ore operație de dimineață până seara. Am stat pe
La școală e de s-a anunțat în toate clasele ca cine vrea să aducă bani a doua zi la școală și au donat foarte mulți bani, s-au donat pentru ea. Iarăși colegii umbleau din casă în casă, colegii de clasă, au venit la ea la spital și ne-au adus bani, am avut să dau la medici, la asistente. Pentru diferite tratamente am încercat tot felul de tratamente naturiste. Așa am ajuns acasă și chiar când nu aveam bani, zicea Ingrid, mami, hai să ne rugăm că Domnul trimite corbi ca și la Elie. Și așa credința avea, eu știu, mami, cum ne rugăm, Domnul își trimite corbi. Și ne puneam pe genunchi și ne rugam și spuneam, Doamne, ni s-o termina bani și avem nevoie să luăm mâncare, diferite tratamente. Și cum ne ridicam după genunchi, numai vedeam că oprea câte o mașină. Zice Ingrid, mami, au venit corbi. Și când m-am uitat, mașina la noi la poartă, au coborât câțiva bărbați din mașină și au venit înăuntru. Și zice către mine, am ieșit afară, zice, aici locuiește Ingrid, da. Zice, ne dați voie să o vizităm, sigur, au venit înăuntru. Și echipa de fotbal din Aghireș, deci o organiza ceva turneu și banii care i-au adunat acolo s-au făcut un turneu special pentru ea sau n-am înțeles exact cum s-a întâmplat, dar deci toți banii care s-au adunat i-au donat la fiica mea și i-au adus atâtea cadouri, deci a venit managerul, capitanul echipei, ceva jucători, și i-au adus banii și i-a mulțumit lui Dumnezeu, le-a mulțumit și lor și altă dată, iarăși, așa nu aveam bani și ne-am rugat cu fiica mea. Și când ne-am rugat, după ce ne-am rugat, zice fiica mea, mami, e carte de cântări, era așa pe dulap și zice, ia-o de acolo și zice, la numărul 100 să cântăm cântarea aia, să lăudăm pe Domnul. Și încă țin minte și cântarea, te adorăm în fericire, Domnul, glorie, ceresc, cântările alea vechi, cartea de cântări vechi. Și iau cartea de cântări și când o deschid, exact la numărul 100, era un plic cu bani. Deci, în urmă cu, nu știu, câtă perioadă, a fost cineva la noi, au fost niște surori și probabil cineva a pus plicul cu bani acolo. Și domnul atunci a îngăduit să îl deschidem. Și era suma exact de care avem nevoie. Într-o zi iarăși oprește mașina jandarmeriei la noi la poartă și văd că deci se dau jos din mașină cinci băieți așa înalți, făcuți bine. Și așa m-am înspăimântat și am zis, Doamne, ăștia după ce mai vin la mine, ce am mai făcut? Zic, nu mi-ajunge necazul meu, exact așa ziceam. Și vine ea și ba la ușă și eu mi-am scos numai capul pe ușă și am zis, poftiți. Și zice, aici locuiește Ingrid. Da, aici locuiește. Putem să o vizităm? Zic, da, poftiți înăuntru. Atunci, deja mi-am revenit. Și zic, eu ce m-am speriat. Și apoi au venit înăuntru, nu și ei, mi-au dus cadouri, o grămadă de cadouri, slăvit să fie Dumnezeu. Deci vreau să mărturisesc că chiar dacă am trecut prin greu, Dumnezeu ne-a fost alături și nu ne-a lăsat să ducem lipsă de nimica și Ingrid avea nevoie de medicamente, tratamente, deci tot timpul Dumnezeu și-a trimis oamenii lui, solii lui și tot timpul am avut bani și nu am dus lipsă. Deci Ingrid a făcut și radiații. După radiații, mi s-a spus că tumoarea ei s-a uscat, deci care eu mai fost rămasă. Deci tumoarea ei a fost tăiată din ea și scoasă, dar nu toată, pentru că era pe centri vitali. Și Ingrid nu mai avea os în spate, a avut două operații în același timp. Avea numai scalpul și îi extragea un fel de lichid care circulă pe creier și prin coloană, deci era prea mult și îi trăgea cu sirincile direct de pe creier